doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră. Vorbim despre un carambol cu 4 mașini implicate într-un accident. O femeie în vârstă de 50 de ani a fost rănită. Echipajele de salvare au sosit în acest moment acolo. Accidentul a avut loc în urmă cu foarte puțin timp în apropierea Timișoarei, în localitatea Remetea Mare. Andreea Borboros în acest moment în legătură telefonică directă. Te ascultăm, Andreea. Bun găsit tuturor! Accidentul în Lanț a petrecut în localitatea Remeta Mare, la intersecția înspre comuna Bucovăț. Șoferul unui autoturism înmatriculat în județul Hunedoara a apăsat practic mult prea tare pedala de accelerație, iar din cauza carosabilului alunecos, acesta nu a mai putut controla autoturismul și s-a izbit în plin de autoturismul din față, care la rândul lui a provocat avarierea altor două autoturisme. În urma accidentului în Lanț, în care au fost iată implicate 4 mașini, o femeie în vârstă de 52 de ani a avut nevoie de îngrijire medicale, femeia acuzând dureri la nivelul coloanei vertebrale. Trebuie spus faptul că polițiștii au întocmit un dosar penal în aceste momente sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.